Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă relatez povestea extraordinară a lui Keiro sau Ciro, cel mai mare cititor în palmă din toate timpurile. Dintre toate metodele de prezicere a viitorului, cea mai cunoscută este chiromanția, adică arta de a citi în palmă. Adesea ea e luată în derâdere, fiind asociată cu practicile șarlatanilor amatori de bani. În realitate, divinația prin chiromanție a fost practicată vreme de milenii în diversele culturi de pe pământ, cu rezultate uimitoare prin acuratețea lor. În secolul al XIX-lea, în Europa, chiromanția a devenit atât de populară încât a fost instituită Societatea Chirologică din Marea Britanie, al cărei scop era să autentifice această practică și să-i dea în bilac pe excroci. În această perioadă a trăit și acela despre care se spune inclusiv în prezent că este cel mai mare chiromant din toate timpurile. William John Warner, cunoscut popular sub numele de Keiro, a fost un astrolog irlandez și o figură ocultă colorată de la începutul secolului 20. Porecla sa, Keiro sau Ciro, derivă din cuvântul chiromancy, adică chiromancie. El a fost un clar văzător autodescris care a învățat chiromancie, astrologie și numerologie în India în timpul șederii sale acolo. A fost apreciat pentru că a folosit aceste forme de divinație pentru a face predicții personale pentru clienți celebri și pentru a prevedea evenimentele mondiale. Ucenicie indiană, cartea din piele de om. S-a născut în 1866 într-un sătuc, Rathdown, aflat în apropiere de Dublin, capitala Irlandei. Fiul lui William Warner și Margaret Thompson Warner a luat numele contelui lui Hammond sau contele Leigh de Hammond. Încă din copilărie a manifestat mai multe capacități ieșite din comun, între care și clar viziunea. Pentru rafinarea acestor talente native, când a atins vârsta adolescenței, Warner a plecat în India, dornic să studieze artele ezoterice cu un guru adevărat. În India l-a întâlnit pe brahmanul Chitpavan Brahmin, care l-a introdus în universul artelor magice. Apoi, când a considerat că tânărul său învăță cel, acumulase un bagaj de cunoștințe solid, indianul i-a făcut un dar extraordinar, posibilitatea de a consulta o carte străveche care trata subiectele chiromanției, astrologiei și numerologiei și la care nu aveau acces decât foarte puțini dintre marii mistici ai Indiei. Iată ce a scris ulterior Warner în legătură cu ea. Cartea aceasta este una dintre cele mai mari comori ale puținilor brahmani care o înțeleg. E păstrată cu cea mai mare grijă într-unul dintre acele temple care sunt adăpostite în peșterile dintre ruinele străvechiului Hindustan. E făcută din piele de om, fiind legată într-o manieră foarte ingenioasă. Este enormă și conține sute de ilustrații minunat desenate. Una dintre caracteristicile unicate ale acestei cărți este că ea a fost scrisă cu un misterios lichid roșu pe care timpul nu l-a făcut nici măcar să pălească, dar rămite să se șteargă. Efectul literelor roșii atât de vii pe paginile din piele, într-o nuanță de galben stins, e remarcabil. Fiecare pagină a fost apoi lăcuită cu un amestec necunoscut, probabil din plante. Indiferent ce o fi conținut respectivul amestec, cert este că această carte străveche pur și simplu a sfidat timpul. Doar marginea exterioară a coperților prezintă mici urme de uzură. Sfătuitorul celebrităților. Când Warner a hotărât să revină în Irlanda natală, se afla în posesia unor informații ezoterice complet necunoscute în lumea occidentală. Irlandezul și-a luat pseudonimul Keiro și a deschis un cabinet de consultanță unde oferea ședințe de deslușire a semnelor din palmă. Foarte curând a ajuns celebru, având drept clienți nume ilustre ale epocii: Mark Twain, Sarah Bernhardt, Mata Hari, Oscar Wilde, Thomas Edison, Prințul de Wales, generalul Kitchener, Joseph Chamberlain, regele Eduard al VII-lea, profesorul Max Müller, Blanche Roosevelt, lordul Russell of Killowan și alții. Ședințele de chiromanție se ținau într-un salon elegant decorat cu diverse piese ce invocau perioada petrecută de Warner în India, el însuși având grijă să se îmbrace în haine care îl făceau să fie perceput ca un mare excentric. Însă ceea ce îi seducea iremediabil pe clienții lui era acuratețea informațiilor pe care le oferea. Practic, tot ce spunea despre caracterul lor, despre trecutul și despre viitorul lor, se dovedea a fi fost într-adevărat sau ori se întâmpla apoi aidoma. Până și supremul incredul, Mark Twain a fost absolut impresionat de capacitățile lui Keiro. Ulterior a scris în jurnalul său: el mi-a explicat caracterul cu o uimitoare acuratețe, lucru pe care n-ar trebui să-l mărturisesc nici măcar aici, dar sunt atât de uluit încât nu mă pot abține.
La rândul lui, Oscar Wilde a fost atât de uimit de spusele lui Warner, încât a scris pe baza lor o nuvelă intitulată Crima Lordului Arthur Saville. În toate predicțiile lui, Cairo le oferea clienților date concrete, anul, ziua și chiar ora la care aveau să se întâmple diverse evenimente fericite, dar și nenorociri. Și totul se petrecea exact cum spusese el. Una dintre cele mai cunoscute previziuni ale lui a fost întoarcerea evreilor în Palestina și faptul că țara lor avea să se numească Israel, data morții reginei Victoria și aceea regelui Eduard al VII-lea, scufundarea Titanicului. Cazul Mayer, americanul condamnat la scaunul electric. Evident, succesul acesta răsunător a fost însoțit și de apariția unei cohorte de detractori. Se povestește că odată în încercarea de a-l prinde cu muțansac, un jurnalist i-a solicitat o consultație la care s-a prezentat cu mai multe desene palmare, cerându-i chiromantului să le interpreteze fără să vadă persoanele cărora le aparțineau și fără să cunoască numele acestora. Warner nu l-a refuzat, ba din contră s-a arătat foarte deschis experimentului. A citit toate desenele cu linii palmare, lăsând în urmă unul care îi se păruse cel mai interesant, despre care a și scris astfel. Fără îndoială, persoana cu desenul acesta palmar este un bărbat care în copilărie și în tinerețe a fost credincios, a fost un spirit religios, dar mai târziu devenise interesat de științe sau de medicină, dar încetul cu încetul natura bărbatului se schimbase sub impulsul dorinței nestăvilite de a dobândi bani, de a face avere cu orice preț. Omul ajunsese să comită chiar și crime de dragul banilor. E limpede că bărbatul acesta a făcut moarte de om, că a comis o crimă sau 20, irelevant. Când el va intra, dacă nu a intrat deja în cel de-al 44-lea an al vieții, va fi descoperit, arestat, judecat și condamnat la moarte. Se va dovedi atunci că vreme de ani de rândul el și-a folosit abilitățile mentale, cât și profesia pe care a îmbrățișat-o, ca să obțină bani prin intermediul crimelor, că nu s-a dat înapoi de la nimic ca să-și atingă scopul. În cel de-al 44-lea an al vieții, bărbatul acesta va fi protagonistul unui proces senzațional și va fi condamnat la moarte. Dar palmele lui mi-arată că totuși va scăpa de această soartă. Va continua să trăiască mulți ani, dar în închisoare. Descrierea lui s-a adeverit. Omul în cauză se numea Henry Mayer, era într-adevăr medic, iar la momentul când Cairo îi interpretase peisajul palmelor, el se afla în închisoare și aștepta să fie judecat pentru că își otrăvise două neveste bogate și mai mulți pacienți avuți ca să obțină bani din asigurările de viață ale acestora, niște sume impresionante. Irlandezul n-ar fi avut cum să fi știut de situația lui Mayer, întrucât despre el și crimele lui nu se scrisese nici măcar un singur rând în niciun ziar. După puțină vreme, Mayer a fost judecat și a fost condamnat la scaunul electric, dar avocații lui au făcut apel după apel. Toate au fost respinse, încât condamnarea la moarte s-a păstrat. Disperat, Mayer i-a solicitat lui Cairo o întâlnire pe care chiromantul a descris-o astfel. O săptămână înainte de execuție, Mayer a cerut să merg să-l vizitez în închisoare. N-o să uit cât voi trăi discuția pe care am purtat-o cu el. Omul acum distrus mi-a zis precipitat: Cairo, ceea ce ai spus iaristului în legătură cu viața mea a fost cu totul adevărat. Dar ai mai spus și că deși voi fi condamnat la moarte, voi scăpa. Voi mai trăi mulți ani în închisoare. Am pierdut al treilea și ultimul apel și peste doar câteva zile urmează să fiu executat. Pentru numele lui Dumnezeu, fii sincer, mai susții și acum că am să scap de scaunul electric? Era o tortură să-l văd pe bietul amărât cum se frământa în fața mea, să-i simt mâinile scăldate în sudor reci, atingându-le pe ale mele, să-i văd ochii încercănați și privirea flămândă după un cuvânt de mângâiere. I-am spus că un miracol putea totul să se mai întâmple și să-l salveze de îngrozitorul scaun electric. Zilele au trecut una după alta fără vreo veste izbăvitoare. Mental și eu sufeream la fel de mult ca bietul condamnat din celulă. Apoi ziarele de seară în care se relatau pregătirile pentru execuție au dat ca sigur deznodământul programat pentru a doua zi dimineață. A sosit miezul nopții. Pe neașteptate, puștii care vindeau ziare au dat buzna pe străzi strigând: ediție specială! Am cumpărat imediat un ziar și pe prima pagină am citit: Mayer scapă de scaunul electric. Curtea Supremă a găsit o eroare în documentele acuzării. Se petrecuse într-adevăr un miracol. Condamnarea a fost comutată în închisoare pe viață. Mayer a mai trăit 15 ani. Când i-a sosit sfârșitul, a murit liniștit în spitalul închisorii. Prezicător la Hollywood.
Ca urmare a acestui episod, renumele lui Warner a căpătat dimensiuni epice. Chiromantul a început să fie solicitat să țină din ce în ce mai multe conferințe în toată lumea, iar caietul de programări pentru consultații i s-a umplut pentru mai mulți ani în avans. De asemenea, a scris mai multe cărți care s-au vândut ca pâinea caldă, astfel că a devenit și foarte bogat. S-a căsătorit cu contesa Lena Hammond și la un moment dat s-au hotărât să se mute în America, mai precis în Hollywood, acolo unde toate vedetele cinematografiei de ambele sexe i-au devenit clienți. A trăit liniștit în confort și bunăstare până în 1936, când a murit. Cărțile semnate de William James Warner se tipăresc și în prezent, întrucât sunt încă extrem de cerute. Oamenii sunt în continuare fascinați de capacitatea lui ieșită din comun de a prezice viitorul. Se bănuiește că informațiile oferite de Kilroy erau rezultatul unei combinații de chiromanție, clarviziune și talent de medium, o combinație ajutată uneori de calcule astrologice și numerologice. Iată ce a declarat un expert în chiromanție. Capacitatea de chiromant previzionar a lui Warner e legendară, ea fiind atestată de un număr uriaș de persoane respectabile și inteligente. Totuși, analizându-i cărțile, e greu să ne dăm seama cum de Kilroy a reușit să fie atât de precis în predicțiile sale, analizând doar liniile palmei. Adept și al astrologiei și numerologiei, e posibil ca prin intermediul acestor arte el să fi fost capabil să facă predicții atât de precise. Mâna, pur și simplu, nu oferă atât de multe informații, pe când artele astrologiei și numerologiei sunt în măsură să facă asta. În autobiografia sa, Kilroy relatează și situații în care a avut diverse premoniții, ca atunci când a prezis moartea lordului Kitchener. Dar așa cum am afirmat mai înainte, a avut și numeroși critici, iar sceptici au devenit cu atât mai numeroși în anii care s-au scurs după decesul său. Mulți sunt cei care susțin că William James Warner n-a fost decât un escroc care și-a folosit șarmul personal și talentul de iluzionist mentalist ca să-și păcălească mușterii celebri și bogați. Argumentația lor se izbește de o unică, dar esențială problemă. Nimeni nu a fost în stare să explice în mod clar și aplicat în ce fel a obținut Kilroy informații atât de precise legate de evenimente viitoare din viața unor oameni, dar și din realitatea unor popoare sau țări. Informații care s-au dovedit ulterior absolut corecte. Dacă William James Warner a fost doar un excelent psiholog și un manipulator de geniu, cum de toate predicțiile lui de până în anul 2021 s-au adeverit? El a avut o largă gamă de clienți celebri europeni și americani la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. A citit palmele și a spus averile unor celebrități celebre, precum Mark Twain, W.T. Stead, Sarah Bernhardt, Mata Hari, Oscar Wilde, Grover Cleveland, Thomas Edison, Prințul de Wales, Generalul Kitchener, William Ewart Gladstone și Joseph Chamberlain. El și-a documentat ședințele cu acești clienți, cerându-le să semneze o carte de oaspeți pe care a păstrat-o în acest scop, în care încuraja să comenteze experiențele lor ca subiecte ale analizelor și predicțiilor personajului său. Despre Prințul de Wales, el a scris că nu aș fi surprins dacă nu ar renunța la tot, inclusiv la dreptul de a fi încoronat pentru femeia pe care a iubit-o. El a mai prezis că evreii se vor întoarce în Palestina și că țara va fi din nou numită Israel. În propria sa carte autobiografică, Memoriile lui Kilroy, reminiscențele unui palmist al societății, a inclus relatări ale interviurilor sale cu regele Eduard al VII-lea, William Gladstone, Charles Stuart Parnell, Henry Morton Stanley, Sarah Bernhardt, Oscar Wilde, profesorul Max Müller, Blanche Roosevelt, Comte de Paris, Joseph Chamberlain, Lord Russell of Killowen, Robert Ingersoll, Ella Wheeler Wilcox, Lily Langtry, Richard Croker, Natalia Ianotta și alți oameni proeminenți din epoca sa. Cartea Ultimele Secrete ale Titanicului include o relatare detaliată a uneia dintre lecturile lui Kilroy cu William Peary, președintele Harland & Wolff, constructorii vasului Titanic. Kilroy a prezis că va fi curând într-o luptă pentru viața sa, vorbind despre bătălia din jurul scufundării Titanicului. Atât de popular a fost ca palmist al societății, încât chiar și celor care nu erau credincioși în ocultism le-a citit mâinile. Scepticul Mark Twain a scris în cartea de vizitare a lui Kilroy: Kilroy mi-a expus caracterul meu cu acuratețe umilitoare.
N-ar trebui să mărturisesc această acuratețe, totuși sunt mișcat să fac asta. Alte mențiuni în cartea vizitatorilor includ studiul persoanelor înzestrate cu putere oculte. M-a interesat de câțiva ani, am întâlnit și am consultat scoruri. În aproape respect îl consider pe Cairo cel mai înzestrat dintre toate. El ajută și uimește. Ella Wheeler Wilcox. Ești minunat, ce să mai spun, Madame Nelly Melba. După câțiva ani la Londra și multe călătorii mondiale, el s-a mutat în America. Și-a petrecut ultimii ani la Hollywood, văzând până în 20 de clienți pe zi și făcând niște scenarii înainte de moartea sa în 1936, în urma unui atac de cord. În noaptea în care a murit, a spus asistenta sa, ceasul din afara camerei sale a lovit ora de 3 ori. Văduva sa, contesa Lina Hammond, a spus că soțul ei de 70 de ani, care fusese prieten și consilier al actorilor de film și al aristocrației europene și al regalității în cariera sa timpurie, și-a prezis propria moarte până la oră cu o zi înainte să moară. Cărțile oculte pe care Cairo le-a scris s-au concentrat pe ghicitul în palmă. Multe dintre cărțile lui despre ocultism și ghicire sunt încă tipărite azi și sunt disponibile atât în ediții engleze cât și în limbi străine. În 2006, Universitatea din Tampa Press a lansat o nouă ediție critică a operei sale fictive, un studiu al destinului ca al doilea volum al seriei Viziuni insistente, o serie dedicată reimprimării unor lucrări de ficțiune supranaturală, știință, ficțiune, mistere sau povești de aventuri puțin cunoscute sau neglijate din secolul al XIX-lea. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!